Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Mihai. Invitatul Focus Press de la această oră este profesor universitar doctor, inginer domnul Cornel Panait, președintele Senatului Universității Maritime din Constanța. A venit la Focus Press pentru că dorim să discutăm despre cum au decurs înscrierile în anul nou universitar ce bate la ușă, dar și despre proiectele din cadrul universității. Bună ziua, domnule Panait! Bună ziua! Bine v-am găsit! Da, cum am spus și în introducere, o să discutăm așa un prim subiect legat de înscrierile în noul an universitar. Cum au decurs? Pentru că în primăvară, când am discutat ultima oară, cred, spuneați că aveți și sesiunea de toamnă și acea sesiune de vară și cum se pregătesc. Știți că a fost o problemă cu bacalaureatul și noi, studenții care ar urma să se înscrie, veneau cu fișele prea târziu, nu se încadrau în... Da. Știți, în perioada asta toate facultățile se aliniază la ce se întâmplă în piață, rigiditatea universităților a început să dispară, pentru că toată lumea dorește să aibă, în mod evident, mai mulți candidați și mai mulți studenți în anul întâi. Așa funcționează sistemul la noi de finanțare, deci finanțarea se face pe numărul de studenți prezenți și care s-au înscris. Poate că nu e în regulă, ar trebui modificat, dar așa e legea deocamdată. Și atunci, deci, toți încercăm să dovedim că suntem cel mai de luat în seamă pentru ca tinerii să vină să studieze la universitatea noastră. În cazul Universității Maritime din Constanța, eu cred că avem o serie întreagă de argumente care sunt esențiale pentru ca niște tineri informați să vină să se înscrie, să absolve universitatea și apoi să meargă să lucreze în domeniul pentru care s-au pregătit. După cum cred că ați observat, am avut așa un fir logic în expunere și am spus să vină, să se înscrie, să se pregătească, să termine și să lucreze în domeniul pentru care s-au pregătit. Din nefericire, sunt foarte multe specializări și foarte multe universități în țară în care studenții și ulterior absolvenții termină facultatea respectivă și ei nu vor lucra niciodată în domeniu sau vor lucra în niște domenii conexe care îi face să pornească aproape de la zero din punct de vedere profesional. Universitatea Maritimă face excepție de la această variantă și face excepție dintr-un motiv simplu, pentru că noi am declarat de la începuturilor că noi pregătim oameni pentru domeniile maritime și domenii conexe domeniilor maritime. Și când spun că pregătim oameni pentru domeniul maritim, mă refer la cele trei specializări tradiționale pe care le avem, electromecanică, electrotehnică și navigație. Apoi am generat, acum mulți ani deja, o nouă specializare care se numește electronică și telecomunicații. Această specializare, atunci când a fost generată, nimeni nu avea încredere că va avea un parcurs maritim, iar astăzi ea are, în mod evident, un parcurs maritim, pentru că tehnologia din ce în ce mai avansată la bordul navelor sau în terminalele portoare fac foarte utilă prezența tinerilor absolvenți în asemenea domenii. După care discutăm de protecția mediului, care este esențială, discutăm de asemenea de inginerie economică în domeniul transporturilor, care iarăși este esențială pentru cei care aleg să lucreze într-o firmă care asigură servicii pentru industria de transport. Adică pe uscat, în termenii. Pe uscat, sigur. Da? În firme de crewing, în firme de agenturare, în firme de forwarding, adică de urmărire marfă și așa mai departe. E o specificitate a acestei activități și această specificitate a activității a generat o asemenea specializare.
Și acum, sigur că trebuie să continuăm cu ultima specializare pe care am, pentru care am primit autorizare. Este vorba de securitate cibernetică. Nu cred că mai este cazul să mai discut despre importanța securității cibernetice, că astăzi toată lumea știe ce este securitate cibernetică și de ce e important să fie așa. Dar în momentul în care noi am decis să înființăm această specializare, ne-am gândit la parcursul tehnologic al vapoarelor din care servesc această industrie maritimă și care într-un interval de timp scurt vor fi cu opțiunea de fără echipaj, ori fără să asiguri securitate cibernetică în transmiterea de mesaje, un asemenea vapor nu poate funcționa. Sigur că există la momentul de față multe, foarte multe domenii în care securitatea cibernetică este vitală. Numai dacă ne gândim la semafoarele dintr-un oraș, poate nu la orașul Constanța, unde aici semafoarele nu prea mai au rostul, că bulevardele te obligă să mergi încet sau să nu mergi. Noi discutăm despre orașe evoluate și civilizate. A bloca sistemul de semaforizare generează un haos total, extraordinar. Dacă discutăm de distribuția de energie electrică, a bloca sistemul de distribuție electrică generează un haos extraordinar. A bloca un terminal cu containere unde informația este aproape exclusiv o informație virtuală, a bloca, nu mai găsești niciun container niciodată. Deci generezi un scandal uriaș. Deci iată că securitatea cibernetică este un domeniu care a generat această specializare la noi și de care noi suntem foarte, foarte bucuroși. Mai ales că suntem prima universitate din România care a obținut autorizare în domeniul securității cibernetice. Cei care până la noi aveau o asemenea componentă în componenta de studii, sunt universități care aveau informatică și securitate cibernetică, transmitere semnale și securitate cibernetică, matematică și securitate și așa mai departe. Noi am zis că n-are rost. De ce n-are rost? Pentru că marea majoritate a tinerilor ei vin destul de dotați în domeniul IT. Și pentru că vin destul de dotați în domeniul IT, nu cred că mai are rost să mai facem noi cu ei informatică, deși informatica este o disciplină pe care noi o facem în anul întâi. Dar am ales să fim foarte, foarte selectivi și cu cei care vin să candideze la noi și cu noi ca să putem să introducem în această specializare disciplinele necesare. Și asta face securitatea cibernetică. Noi vom organiza concurs pentru securitate cibernetică în luna septembrie. N-am dat concurs pentru această specializare în vară, dar pentru celelalte specializări continuăm cu înscrierile și în luna septembrie, însă securitatea cibernetică are locuri bugetate, adică locuri fără doar taxă, în luna septembrie au loc în numai în luna septembrie se dă examen. Deci asta e, pe scurt, tabloul a ceea ce facem și de ce facem. Dacă discutăm acum despre numărul de tineri care au ales să studieze la universitate, vreau să vă spun că nu este un număr care să fie nici mare, nici mic. E așa situat la un trend al ultimilor ani. Aproximativ 50% din capacitatea noastră de școlarizare este ocupată la momentul de față. Capacitatea de școlarizare este o cifră pe care o are fiecare universitate, dată în urma evaluării ARACIS la universitatea respectivă. Adică ARACIS vine și spune la specializarea asta, cu condițiile pe care le îndeplinești, cu cererea din piață, cu, poți să școlarizezi, de exemplu, 200 de studenți. La specializarea asta poți școlarizezi 60 de studenți. La specializarea asta poți 80 de studenți. Și se adună. Capacitatea totală pe care noi o avem este 1200 de studenți în anul întâi.
Nu cred că vom reuși să ocupăm din această capacitate mai mult de 700-750 de locuri și, mă rog, dacă asta e piața, asta este. Dar cred că tinerii care își aleg o facultate, cred că ar trebui să fie mult mai selectivi în momentul ăsta și să-și vadă, în primul rând, interesele lor. Or, eu cred că interesul oricărui tânăr este să reușească să meargă repede de tot în zona pentru care s-a pregătit, să lucreze acolo și să nu lucreze într-o zonă complementară, să facă ceva ca să câștige niște bani, ci trebuie să lucreze acolo unde s-a pregătit. Ori Universitatea Maritimă creează această posibilitate. Și vreau să vă spun că nu este o declarație teoretică faptul că noi creăm o asemenea posibilitate. Pe parcursul celor 4 ani de studii, organismul de reglementare internațională pentru cei care navigă le obligă pe toți cei care vor susține examen de brevet, adică să fie autorizați să meargă în vapoare, pe vapoare, obligă pe toți să facă 12 luni de practică la bordul unor nave comerciale în funcție. Deci, dacă eu mă duc și fac practică cu tinerii pe Bricu Mircea, de exemplu, deși nu e al nostru, dar dacă aș face lucrul ăsta, din punct de vedere al voiajului de practică înscris în caretul de marinar, ăsta nu se ia în calcul. Dar discutăm despre tineri care fac practică 12 luni la bordul unor nave comerciale în funcție. Deci, iată că în intervalul celor 3 ani, pentru că nu reușesc tinerii din primul an să meargă pe vapoare, că n-au cunoștințele minimale. Și dar poate sta 12 luni. Trebuie să meargă 12 luni în aproximativ 4 voiaje. Pentru că fiecare voiaj are 3 luni. Deci când merg în aceste 4 voiaje, uneori sunt în vară, uneori sunt în timpul școlii, dar noi am fost foarte inovativi și am generat o serie întreagă de mecanisme care să permită tinerilor să îmbine practica cu ceea ce facem noi la universitate. Și acum dau numai câteva exemple. E vorba despre sesiune deschisă, în care cei care au venit după un asemenea voiaj de practică pot să meargă și să asiste din nou la pregătire cu profesorul respectiv sau cu alt profesor în anul ăla sau în alt an, dar este posibil ca să reușească să își însușească cunoștințele necesare și apoi când au reușit treaba asta, merg la profesor, îi spun, domnule, eu sunt putare, am documentul care arată că am fost în voiajul de practică și ajuns la examen. Și el dă examen într-un moment care nu e sesiune. Dă examen în timpul semestrului. Asta nu înseamnă că îl și ia, dar am creat posibilitatea să dea acel examen. Apoi, un alt lucru pe care l-am pus în funcție este acest an complementar. Anul complementar este un an în care studenții care, din diverse motive, dar cel mai adesea voiajele de practică reprezintă motivele, care n-au reușit să-și susțină toate examenele, ei au dreptul ca într-un an complementar, adică după anul 4, să vină și să participe la studii pentru materiile pe care nu le au promovate, de să meargă la cursuri, la seminarii, la laboratoare. Dar pentru acele materii. Numai pentru materiile alea și să se prezinte ulterior la examen numai cu materiile alea. E un mare avantaj, pentru că dacă un student are 2 materii și reușește să facă în primul semestru recuperarea acestor cunoștințe, el poate ulterior, în sesiunea din ianuarie, să vină la examen și să termine facultatea nu după un an, ci după 6 luni după ce a început să facă anul complementar. Deci am încercat să... serie de beneficii și să le fie lor mai ușor. Am încercat să oferim asemenea avantaje studenților noștri și pentru că avem și studenți care nu
fac studiile la domenii maritime, pentru care reglementatorul internațional cele 12 luni de practică. Universitatea a generat, începând cu anul care urmează, un mecanism aproape identic pentru cei care vor studia la specializări non-maritime, adică specializări complementare. Deci, noi am ales să susținem activitatea unor profesori care au capacitatea să găsească locuri de practică pentru un număr oarecare de studenți și care îi urmăresc pe parcursul celor 2 ani, 3 ani, ca un tutore, că obiectivele de practică necesare pentru specializare sunt atinse. Dacă obiectivele de practică pentru specializare sunt atinse, dacă cadrul didactic de care noi discutăm reușește să convingă niște firme să ia pe studenții noștri în practică pe intervale de timp de 2 luni, de 3 luni, de 5 luni și așa mai departe, atunci noi susținem o parte a activității domnului profesor respectiv prin o bonificație la salariu. Deci plătim, am spus noi, aproximativ 30% dacă se îndeplinesc cumulativ niște criterii. Deci iată că studenții de la specializări non-maritime pot să facă școală și să facă și practică, coordonați fiind de un profesor care se ocupă de ei. Am încercat să ducem această modalitate de însușire a cunoștințelor practice de la domeniul maritim spre domeniile non-maritime, sperând să avem succes cu pregătirea studenților noștri. Și să atrageți mai mulți studenți. Sigur, în același timp, toată lumea își dorește să atragă mai mulți studenți, dar deocamdată noi vrem să dovedim că ceea ce facem, facem bine. Mai aveți studenți străini? Mai avem. La universitate? Da, știu că se înscriau și susțineau și examenele. Da, da, da. Noi avem două linii de predare în limba engleză, electromecanică navală în engleză și navigație în limba engleză, unde înscriem și eu zic că avem succes. Sigur, acum e foarte complicată tot acest mecanism dintr-un motiv care este foarte simplu. Există, la momentul de față, o verificare foarte strictă a ceea ce se întâmplă cu cei care vin din străinătate în România. Ei vin unii să lucreze și alții să învețe. Acum, din punct de vedere al statisticii, nu contează cum vin, contează ce fac. Și se pare că o bună parte din cei care vin din zonele mai puțin bogate, din zonele mai sărace, ei vin în România pentru că este țară din Uniunea Europeană și vor să imigreze în Germania, vor să imigreze în Franța și așa mai departe. Lucru care face ca obținerea vizelor să fie mult mai dificilă. De exemplu, anul trecut, noi am avut o relație foarte strânsă cu consulul României din zona estică, India-Bangladesh, care îmi spunea, domnule, ca să imigreze un cetățean din Bangladesh pentru cu viză de lucru, costă 9.000 de euro. Ca să imigreze unul utilizând schema de studii, costă 5.000 de euro, deci e clar că ei vor alege soluția mai ieftină. N-am fost foarte convins, dar realitatea ne-a convins că avea dreptate. Ca urmare, Ministerul a generat criterii noi acum pentru acceptarea unor studenți din aceste zone cu potențial mare de imigrare și lucrurile se întâmplă cumva mai dificil în acest moment. Motivul pe care, de exemplu, Austria l-a avut a fost gradul mare de imigranți care trec prin România. Ei nu trec prin România, dar, mă rog, a fost un argument.
Și având acest argument, atunci noi ne străduim să scădem mult acest procent. Și anul trecut noi am avut în jur de 300 de scrisori de acceptare pe care le-am primit de la minister și vreau să vă spun că am obținut vize pentru studiu în România în jur de 70. Deci pe scrisori de acceptare, ei îndeplinind deci criteriile pe care statul român, Ministerul Educației, le punea pentru ca ei să devină studenți. Dar Ministerul de Externe și ulterior cei care dau viza, care nu sunt de la externe, au ajuns la concluzia că nu. Deci am obținut numai 70 de scrisori de acceptare, lucru care este puțin. Da, dar e clar că obiectivul național de scădere a imigrației prin România este determinat, este important și asta este. Da, aveau și ei o șansă să spunem la studii. Da, da, timp, da. Poate chiar erau un poate păcat. Unii dintre ei chiar, chiar vreau, voiau să studieze, da, da. Dacă nu asta este, da. Motivele acestea, da. Da. Și acum vreau să discutăm și despre proiectul bazei nautice. Știm că sunteți pe final. Am și vizitat această bază și îi așteptați pe studenții, nou un an universitar acolo. Deci, din punct de vedere al derulării lucrărilor, noi acolo cred că am efectuat 99% din lucrări. Mai avem chiar în momentul ăsta, se lucrează acolo la șlefuitul suprafeței din holuri, de pe scări, etc., etc., pentru că acolo e o suprafață placată cu marmură și e foarte puțin. Mai avem de pus câteva motorașe care să închidă, să deschidă geamuri. Deci, în principiu, lucrurile sunt care trebuie efectuate acum, sunt neesențiale. Și avem speranța că 1 octombrie ne va găsi cu clădirea finalizată, terminată. Sigur că nu e totul. Clădirea, odată terminată, ea trebuie să fie predată, să fie un proces rural de recepție a clădirii, cu participarea foarte multor reprezentanți de la fel de fel de instituții ale statului, inclusiv de la instituția finanțatoare, de la Inspectoratul în Construcții și așa mai departe. Și suplimentar trebuie să completăm ultimele cereri de rambursare, pentru că proiectul ăsta este un proiect finanțat în cea mai mare parte de Uniunea Europeană prin mecanismul de dezvoltare regională. Aici apare problema, pentru că noi, în conformitate cu contractul, noi trebuie să-l plătim pe constructor la un anumit interval de timp. Ministerul Dezvoltării, care e titularul axei astea de susținerea proiectelor, are cu noi un contract în care spune da, noi vă plătim într-un interval de timp, dar e acolo introdus o chestie dacă există resursă și iată că am ajuns la concluzia că unor nu există resursă. Și avem la momentul de față două proiecte, unul se numește Simarop și unul este proiectul ăsta de construcție a clădirii. Pentru Simarop am depus cerere de rambursare în ianuarie, acum suntem în luna 8-a, practic intrăm în luna 9-a și n-am primit banii, deci din luna ianuarie. Iar pentru proiectul ăsta de construcție, avem o altă cerere de finanțare depusă acum o lună și jumătate, pentru care n-am primit bani și trebuia să-i primim. Deci această sincopă financiară care aici este problema generată nu de noi, ci este generată de banii care trebuiau să vină la Ministerul Dezvoltării, bănuiesc de la Uniunea Europeană, ne creează probleme. Și aceste probleme pentru noi n-au fost foarte mari, pentru că noi am avut resursă în conturile noastre. Dar ce se întâmplă cu o entitate care nu are această resursă? Da? Vorbim de o primărie mai mică, vorbim de o universitate care nu are suficient de mulți bani în cont sau are niște proiecte foarte mari față de câți bani are în cont și așa mai departe. Deci iată că lucrurile nu sunt în ordine din punctul ăsta de vedere. Noi ar trebui să primim banii pentru ca să reușim să realizăm un cash flow onorabil.
la momentul de față, noi plătim și nu primim, lucru care nu prea e ok. Sau la un interval de timp să primiți acești bani, nu în fiecare lună, să spunem, dar măcar nu, dar nu se întâmplă în fiecare lună, se întâmplă așa. Se termină o anumită fază, noi pe faza respectivă avem un sumum de rapoarte că faza este conformă, care sunt rapoarte ale constructorului, ale dirigintelui de șantier, ale proiectantului și le spun, domnule, faza cu tare e îndeplinită. În regulă, factura este, nu știu, să presupunem, 1.000.000 de lei. Pe factura asta de 1.000.000 de lei, noi avem termen 60 de zile să plătim. Pe regulă, noi plătim în 60 de zile și am dat constructorului bani. Dar noi așteptăm și noi să primim banii de la Ministerul Dezvoltării, care Ministerul Dezvoltării nu îi dă. Și dacă se repetă de 2-3 ori acest scenariu și te trezești că ai plătit 2-3 faze consecutive, pentru că s-a terminat lucrarea acolo, în faza respectivă, vezi că a patra fază nu poți să susții, lucru care nu e deloc în ordine. Ori pentru proiectul ăsta POR acum, noi așteptăm 3,5 milioane de lei printr-o cerere de rambursare pe care am depus-o, deci repet, acum o lună și jumătate. Iar pentru proiectul Simarop avem o cerere de rambursare din luna ianuarie de 2,6 milioane de lei. Deci asta spune ceva. Din fericire, repet, Universitatea a avut resursele necesare finanțele. Dar dacă nu ai asemenea resurse, lucrurile se complică. Se oprește lucrarea sau? Sigur. Intervine justiția? Nu, lucrarea se oprește, pentru că indiferent ce se întâmplă, dacă tu n-ai bani și trebuie să iei de la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Dezvoltării nu-i dă, asta e. Ce să faci? Da, este ciudat, pentru că e ciudat, universitățile sau instituțiile doresc să se dezvolte, să aplice pentru proiecte, pentru că asta înseamnă dezvoltare și... Și e, moment dat, da. Și e dificil. După ce că birocrația este greoaie până când sunt aprobate și așa. În orice caz, în momentul în care corpul ăsta de clădire va fi predat și, repet, noi sperăm ca 1 octombrie să ne găsească cu clădirea chiar recepționată, vom avea acolo posibilitatea de a susține activități didactice cu aproximativ 1600 de studenți. Noi avem o aulă a universității care are 320 de locuri, avem câteva amfiteatre de 100 de locuri, avem săl de laborator, avem săl cu simulatoare, am mutat o parte din laboratoarele care noi le aveam în clădirea din centrul orașului, le-am mutat acolo pentru că intenționăm să aducem cât mai multe activități practice și teoretice, dar mai ales practice de la discipline care sunt în facultatea sau se susțin la facultatea de electromecanică navală. Vrem să facem cât mai multe de laboratoare acolo, în așa fel încât studenții să nu mai trebuiască să călătorească de la baza nautică în centru, din centru la baza nautică, nu, în Constanța să circule greu astăzi. O pauză sau nu o pauză, un curs lipsă între două ședințe, nu generează timpul necesar ca studenții să vină și atunci ei abandonează să vină la următorul curs. Și noi dorim ca acest lucru să nu se mai întâmple. Și pentru ca să nu se întâmple, încercăm să comprimăm acolo și să reușim să facem cât mai multe discipline care se referă la anumite specializări. Și sperăm să și reușim să facem treaba asta. Deci baza nautică va deveni, după părerea mea, zona esențială pentru universitate. Atât din punct de vedere al numărului de studenți care pot învăța acolo, vorbind de cursuri și seminarii, al numărului de studenți care pot să efectueze lucrări de laborator acolo și activitate practică,
pentru că vreau să vă spun că acolo avem un laborator de energie non-convențională care e 100% utilizabil și care creează deprinderi și așa mai departe. Avem un laborator de tensiuni înalte care iarăși poate să facă treaba asta. Avem de asemenea ateliere, generic spus ateliere, școală, care permit tinerilor să se familiarizeze cu o serie întreagă de mașini, echipamente pe care le utilizează sau le pot utiliza. Și deci asta va face ca acești tineri să fie cât mai comasați acolo și să nu fie nevoie să se întâmple ce se întâmplă astăzi cu deplasarea dintr-o parte în alta. Suplimentar, acolo avem destul de multe locuri asta de parcare. Nu zona va fi... este frumoasă. Zona este frumoasă, de pe malul lacului. Când vii acolo, poți parca mașina în condiții civilizate. Deci e mult mai bine decât este la momentul de față în centru. Da, și acum un ultim subiect. Voiam să vă întreb legat de ultimele achiziții de tablete. Am văzut că ați achiziționat kituri pentru studenți, adică cumva le facilitați. Achizițiile astea se fac pe un proiect, care acest proiect se numește Roze și care acest proiect Roze, el generează sau să speră că generează mecanisme care să-i convingă pe studenți să nu abandoneze. Și atunci colegii mei care derulează acest proiect au ales să achiziționeze niște echipamente care să-i trimită pe tinerii în zona superioară a modalității de accesare a cunoștințelor și care să le permită să aibă și o serie întreagă de activități practice. Deci am achiziționat niște tablete pentru tineri care vor rămâne ale lor, da? Ei după terminarea proiectului nu trebuie să vină să le dea înapoi. Și am achiziționat niște imprimante. Aceste imprimante vor permite ca tinerii să-și cupleze tableta cu imprimanta și să facă lucrări teoretice, lucrări practice, să exerseze, să studieze, etc., etc. Și nimic din ceea ce am dat nu se întoarce înapoi la universitate, pentru că ele rămân în proprietatea tinerilor care au participat la proiect. E interesant. Da. Cumva îi faceți și pe ei motivați să participe la astfel de proiecte, pentru că rămân cu ceva. Rămân cu ceva. Rămân în primul rând cu cunoștințe, în al doilea rând rămân cu niște echipamente. Echipamente care nu sunt ieftine și nu sunt deloc ieftine. Poate da. La îndemâna oricui, oricând. Așa e, da. Dar oricum, noastră aveți astfel de proiecte, multe proiecte ați avut pe... Mai avem multe proiecte și am face și mai multe dacă am reușit să găsim mecanismele de susținere financiară corectă, știți, la timp. Din nefericire, nu se întâmplă mereu și asta este. Noi, de exemplu, acum suntem pe un proiect PNRR, care este un proiect de digitalizare. Dorim să îmbunătățim infrastructura practică de educație. Și pe proiectul ăla vom avea o serie întreagă de laboratoare din domeniul mecanic. Vreau să vă spun că până la momentul de față nici nu putem îndrăzni să cerem bani, pentru că ni se spune clar, deodată nu sunt. Bun, nu sunt, dar noi totuși am alocat sări pentru această chestie. Noi avem un simulator de navigație care este un simulator performant. Pe acest simulator dorim să-l aducem la ultimul nivel posibil anul ăsta și suplimentar am achiziționat softuri. Pentru acest simulator? Și nu, pentru un alt simulator, care e tot un simulator de navigație, de cu realitate virtuală, am achiziționat softuri, am achiziționat mănuși și ochelari 3D și urmează să cumpărăm acum calculatoarele. În momentul în care vom cumpăra aceste calculatoare, vom fi prima entitate din România care desfășoară antrenament în domeniul navigației utilizând realitatea virtuală 3D.
Lucru care este iarăși important. Prin proiectul pe care îl avem în derulare la baza nautică, pentru că a fost construcție și echipament, da, clădiri și echipamente de laborator, am cumpărat un nou motor pentru constituirea unui laborator care se numește test de încercare motoare termice, care este absolut nou, este, i-am dat țipla jos după el, el este fabricat în Spania și a venit, are toate echipamentele necesare, înlocuiește fostul stand de încercare motoare termice, care însă era un pic învechit, pentru că el avea de fapt acolo un motor de tractor care era foarte poluant, care... și atunci am decis că merită să facem această chestie. Avem de asemenea un simulator Macara, care este livrat de Königsberg. Un asemenea simulator care are 3 grade de libertate. Cel care lucrează la simulator să plimbă cu scaunul ăla în stânga, în dreapta, sus, așa jos, așa mai departe, exact ca și acolo unde se exploatează. Acest simulator Macara, el nu este numai un simulator care duce și aduce containere. Un asemenea simulator, el permite și poziționarea unor conducte pentru exploatările offshore pe fundul mării, în așa fel încât să se realizeze traseul. Deci lucru care folosit nu doar pentru poate studenți. Fi utilizat. Mai departe decât atât, avem un simulator de asemenea foarte performant, care este un simulator de balast, pentru că cei care se ocupă de acest domeniu al navigației știu că un vapor are un lucru esențial în balastul adus, pentru că fără balast, adică fără apă, da? Sau da, fără aceea care să încarce nava, e complicat să stea pe mări și oceane. Deci, de asemenea, tot de la Königsberg. Deci, am dat câteva repere ca să înțelegeți că nu am construit doar ziduri, ci am adus echipamente, care aceste echipamente vor permite tinerilor noștri studenți să devină mult, mult mai performanți. Da. Aveți foarte multe beneficii, dragi tineri, dragi viitori studenți, dacă alegeți să vă înscrieți la Universitatea Maritimă din Constanța. Și cam atât pentru astăzi. Noi vă mulțumim că ați venit. Mulțumesc și eu. Să ne povestiți despre aceste chestii, să le reamintiți studenților care sunt beneficiile și de ce este important să studieze, să termine o facultate. Știți, noi tot povestim mereu despre oportunitatea de a fi student și ulterior absolventul Universității Maritime. Problema este că la foarte mulți dintre elevii de liceu, această informație nu prea contează. Contează o informație din asta pe care ei o iau nu știu de unde, dar cred că o iau mai ales din întâlnirile lor la nu știu ce cluburi și la nu știu ce cafenele, pentru că ei se duc spre domenii care sunt total inactive astăzi. Sau care sunt inactive pentru că au foarte mulți oameni care lucrează acolo și în ce n-au de lucru. Ori domeniul maritim în care noi îi chemăm pe tineri să activeze este un domeniu care le dă în primul rând o meserie necesară. Adică îți dă o certitudine a faptului că nu ești un om tolerat acolo, ești un om necesar. Pentru că tot ceea ce se întâmplă pe pământul ăsta astăzi nu s-ar putea întâmpla fără transport maritim. Aproximativ 85-90% din totalul mărfurilor se mișcă pe apă. Ori dacă ai o meserie care este necesară, dacă ai o meserie care este extraordinar de bine plătită, nu e bine să ai un statut de demnitate? Eu cred că da. Însă, din nefericire, nu toată lumea ne înțelege sau nu toată lumea dorește să fie parte a unui asemenea proces de creare a unei atitudini demne pe piața muncii.
Da, vedeți dumneavoastră că unii, chiar dacă nu se înscriu acum și termină o altă universitate sau o altă facultate sau, mă rog, mai apoi vin regretele. Era mai bine dacă mă înscriam, era mai bine dacă navigam, era mai bine dacă lucram în port, era mai bine dacă, dacă. Da, și rămân cu aceste... Sigur. Cu acest dacă. Da. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată și sperăm că tinerii și viitorii studenți au urmărit emisiunea și au înțeles ceva din ceea ce am discutat astăzi. O după amiază minunată!